Bine v-am găsit la un nou episod PwC România Tax Talks. Sunt Andreea Mitiriță și astăzi l-am alături de mine pe colegul meu Florin Riza. Bună, Andreea! Bună, Florin! Bine ai venit la Tax Talk-ul nostru. Împreună cu Florin, astăzi vom discuta despre un subiect fierbinte și anume pilonul 2, impozitul minim global. Inițiativa acestui impozit știm că a început de acum mulți ani deja la nivelul OECD și Statele Unite ale Americii au susținut foarte mult introducerea acestui pilon 2. Însă, până la acest moment, ei nu l-au implementat. Însă, alte țări au luat înainte, precum UK-ul, Japonia, Coreea de Sud. Iar acum, și la nivelul Uniunii Europene, Comisia a emis o directivă care preia aceste reguli și introduce impozitul minim global. Statele trebuie să transpună până la sfârșitul acestui an și apoi vom avea niște termene de aplicare. Care sunt următorii pași pe care companiile ar trebui să le aibă în vedere? Referitor la aplicarea acestui impozit, el se va aplica începând cu 1 ianuarie 2024. În România avem momentan un draft al acestei legislații care tocmai a fost aprobat de Senat acum câteva zile. Și din punct de vedere al parcursului legislativ, va trebui aprobat de Camera Deputaților și apoi promulgat de președinte pentru a fi publicat în Monitor Oficial. Ne așteptăm ca tot acest proces să se încheie până la finalul anului acestuia. Ulterior, începând cu anul 2024, va fi aplicabil acest nou tip de impozit. Cui se aplică? Se aplică grupurilor de companii care au venituri consolidate mai mari de 750 de milioane de euro. Și ce presupune Pillar 2? Presupune ca jurisdicțiile în care cota efectivă de impozitare este mai mică de 15% vor trebui să plătească un impozit suplimentar până la acest plafon de 15%. Așa cum este prevăzut acum de legislație. Dar aici aș vrea să te întreb foarte scurt, pentru că mai este foarte puțin până la sfârșitul anului, deci termenul de transpunere este 31 decembrie, probabil că până în Crăciun ar trebui să fie publicat textul de lege în Monitorul Oficial. Vezi că ar putea să mai apară ceva modificări față de ce acum în spațiu public și ce este în Senat? Sincer, nu ne așteptăm să mai fie alte modificări. Au fost niște modificări în Senat pentru acum a... două zile, dacă... Exact, pentru a actualiza textul acestui draft cu ultimele paper-uri emise de OECD. OECD a emis un document în luna iulie, un ghid, putem spune. Și au trebuit actualizate reglementările cu prevederile acestuia. Și ca și companii care devin contribuabili sub incidența acestui impozit, care ar fi criteriile? Criteriile, cum spuneam, în primul rând, trebuie să ne uităm dacă fac parte dintr-un grup care atinge acest plafon de 750 de milioane de euro. Și în al doilea rând, va trebui să vedem dacă respectivele companii nu sunt subiectul vreunei excluderi în contextul acestei noi directive. În principiu, pentru companiile din România care fac parte dintr-un grup multinațional sau un grup local de dimensiune aceasta, vor fi anumite implicații în vederea calculării și determinării și eventual raportării și plății acestui top-up tax. Apropo de calculat și raportat, am văzut foarte multă efervescență fiscală în ultimele luni în România și, practic, pe lângă impozitul pe profit cel clasic, de anul viitor vom avea și un impozit pe cifra de afaceri, de fapt, tot un impozit pe profit, dar care se determină prin raportare la o cifră de afaceri ajustată. Și apoi vom avea și impozitul minim global. Deci deja trei taxe, teoretic, pe aceleași baze, mai puțin sau mai mult. Cum interacționează cele trei? Da, e o întrebare foarte bună și, într-adevăr, au fost foarte multe întrebări pe zona aceasta. În primul rând, impozitul pe profit se va calcula ca și până acum. Deci vor rămâne aceleași reguli. Nu sunt modificări strict pe zona de impozit pe profit.
Acum, într-adevăr, companiile care au o cifră de afaceri, de fapt venituri totale minus anumite venituri pe care le excludem din bază mai mari de 50 de milioane de euro, vor fi subiectul acestui impozit minim pe cifra de afaceri, care este tot un impozit local. Cum spuneai și tu, tehnic, pentru companiile, să spunem așa, normale, altele decât instituțiile financiare și companiile din domeniul oil and gas, tehnic, acest impozit minim pe cifra de afaceri va fi tot un impozit pe profit, dar calculat în felul acesta. Deci, asta este zona de impozitare locală. Impozit pe profit, impozit minim pe cifra de afaceri. Uh-huh. Facem comparația între cele două și contribuabilii care cad sub incidența impozitului minim pe cifra de afaceri îl vor plăti pe cel mai mare dintre cele două. Acum, cum interacționează zona aceasta locală cu noul impozit minim pe adus de Pillar 2? Da. Uh-huh. Din discuțiile informale cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, care fac parte din grupul de lucru ce s-a ocupat cu transpunerea directivei Pillar 2 în legislația noastră domestică, înțelegem informal că impozitul acesta minim pe cifra de afaceri va fi luat în considerare la calculul de Pillar 2. Deci, practic, el va face parte din cover taxes, așa cum sunt numite în contextul directivei, și dacă respectivii contribuabili vor plăti impozit minim pe cifra de afaceri, nu vor mai plăti un impozit suplimentar, desigur, dacă se vor afla peste cota efectivă de impozitare de 15% prevăzută de directivă. Ok. În afară de burden-ul acesta fiscal, în sensul de taxe mai multe, așa pare cel puțin, da? Evident, fiecare companie va avea specificul ei, vor trebui făcute anumite simulări, probabil că putem lua anul 2023 ca referință să putem face anumite simulări, să vedem dacă un contribuabil intră sau nu sub incidența acestui impozit. Trebuie companiile românești să aștepte, de exemplu, ca colegii de la head office sau de la grup să vină cu calcule sau să vină cu indicații despre cum se calculează acest pilon, pillar 2, pilonul 2, sau companiile ar trebui și ele, chiar pe plan local, să înceapă să-și facă un fel de as is, o analiză a situației date și un eventual impact. Companiile care fac parte din grupuri de dimensiunea aceasta, de peste 750 de milioane de euro, de cel puțin 750 de milioane de euro, clar vor trebui să înțeleagă cât mai bine prevederile acestei directive. Uh-huh. Și recomandarea este ca, în primul rând, să discute cu colegii de la grup pentru a vedea cine și ce face în acest nou context. Situațiile pot diferi de la caz la caz. Sunt companii care, grupuri, care la nivel de grup fac acest calcul consolidat pentru toate companiile din grup, dar și atunci vor avea nevoie de informații de la companiile locale și acestea vor fi implicate oricum în calculul acesta de Pillar 2. Cred că ăsta este un punct foarte important, pentru că unele grupuri foarte mari se pot gândi, ok, este un impozit care ar trebui să fie plătit sau se datorează de ultima companie pe lanț, de cel mai îndepărtat acționar al meu, eu nu ar trebui să-mi fac griji, dar acest lucru nu este tocmai exact corect. Ce se întâmplă este că directiva le dă dreptul statelor membre să impună un impozit local, suplimentar local, așa numitul QDMTT. Și atunci, companiile din România vor trebui să știe cum se calculează acest impozit local, pentru că ele vor trebui să-l declare până la urmă și să-l plătească în eventualitatea în care sunt sub acest plafon de 15%. Practic, nu putem sta departe de acest calcul dacă ne calificăm pe aceste prevederi ale directivei. Uh-huh. Va trebui să înțelegem foarte bine prevederile, să discutăm cu colegii de la grup care sunt implicați în aceste calcule și să ne asigurăm că vom face tot ce putem pentru a putea raporta în timp util. Prima perioadă de raportare
pentru anul 2024 este 30 iunie 2026. Trebuie să raportăm în 18 luni de la finalizarea primului an. Această raportare ar fi către autoritățile fiscale. Către autoritățile fiscale, într-adevăr. Perioada aceasta de 18 luni este doar pentru primul an, urmând ca, începând cu anul 2, raportarea să fie făcută în 15 luni de la finalizarea anului fiscal. Și, practic, pentru anul 2025 vom raporta în 15 luni de la finalizarea lui 2025. Dar... Aici prima mea reacție ar fi, ok, mai sunt încă 18 luni în care am timp să văd ce mi se întâmplă în 2024. Este corect la, spus? La sau? O primă vedere așa este. Însă, practic, va trebui să începem cât mai devreme să facem aceste estimări, cum spuneai și tu, fie în baza unor previziuni pentru anul 2024, pentru că este clar că la momentul acesta nu avem datele finale pentru anul 2024, fie pe baza datelor de la 2023 și să fim pregătiți cu această raportare. Ce se întâmplă? Din punct de vedere contabil, pentru anul 2024, în cazul în care estimăm că va fi un impact din aceste prevederi referitoare la Pillar 2, companiile vor trebui să reflecte și contabil în situațiile financiare ale anului 2024 acest potențial impact prin înregistrarea unui accrual în anul 2024. Trimestrial. Deci la fiecare trimestru, ca și da. Impozitul pe profit, trebuie făcut un calcul special pentru acest impozit minim. Da. Și va trebui prins impactul în 2024. Așa că nu putem aștepta până în 2026, până în iunie 2026 ca să calculăm și să raportăm. Uh-huh. Unu, pentru că este un calcul foarte complicat și o să ne trezim în ultimul moment că sunt lucruri complicate de care poate nu ne-am lovit anterior. Și doi, pentru că în anul 2024, în situațiile financiare ale anului 2024, va trebui deja să surprindem acest efect. Uh-huh. Dacă ar fi cumva să concluzionăm ca și cronologia evenimentelor sau faptelor pe care un contribuabil ar trebui să le ia în calcul, în primul și în primul rând ar trebui să vadă dacă se califică pe regulile generale, dacă face parte dintr-un grup cu 750 de milioane de euro sau nu. După care al doilea pas ar fi să vadă pe care dintre regulile de impozitare ar intra. Da? Dacă se impozitează la grup sau local și apoi să vadă și interacțiunea despre modul în care se calculează local, ce se întâmplă la nivel de grup și cum se ajustează, că bănuiesc că se ia un tax credit undeva, adică nu se poate plăti chiar în fiecare țară și atât, nu? Exact. Sunt mai multe reguli specifice care se referă la alocarea acestui impozit între state. Uh-huh. Prima regulă de la care s-a plecat, se numește IIR, Income Inclusion Rule. Aceasta este regula principală și regula aceasta prevede, cum spuneai și tu, ca un impozit datorat pentru o anumită jurisdicție suplimentar în contextul Pillar 2 să fie plătit în jurisdicția mamei, companiei mamă din grup. Ulterior, au mai apărut alte două reguli, UTPR și QDMTT. QDMTT este cea locală, ai menționat mai devreme. Cea locală, da. În baza regulii QDMTT, impozitul pentru jurisdicția România, în cazul de față, va fi plătit în România. La nivelul companiei mamă, fie se va lua un credit fiscal pentru impozitul plătit în România, dacă respectivul impozit nu se va califica drept un safe harbor QDMTT, care este un alt termen în contextul acesta de Pillar 2. Dar deja în 10 minute avem 4 reguli. Am încercat să fiu cât mai clar, însă e mult mai complicată situația de atât. Revenind, vom lua un credit dacă nu se va califica drept un safe harbor QDMTT, însă dacă QDMTT-ul plătit în România va fi un safe harbor QDMTT și aici sunt anumite condiții care trebuie îndeplinite în sensul acesta,
atunci la nivelul companiei mamă nu se va mai face calculul acesta de impozit suplimentar pentru jurisdicția România. Mm-hmm. Deci, practic, din perspectiva grupului, ar fi mai comod, dacă pot să spun așa, ca subsidiarele lor să aibă în legislația transpusă acest safe harbor QDMTT, exact, decât să rămână sarcina la nivelul grupului de a calcula pentru toate entitățile din la nivel internațional. Menționam mai devreme că a fost adusă o modificare în Parlament. Exact aspectul ăsta l-a surprins. S-a introdus și în legislația noastră, în draftul de legislație, faptul, detalii despre Safe Harbor QDMTT și cum te poți califica pe un Safe Harbor QDMTT în România. Uh-huh. Uh-huh. Este ca o măsură de simplificare. Ca la nivelul societății mamă să nu trebuiască să mai faci calculul încă o dată pentru jurisdicția România, și să rămâi doar cu impozitul plătit local în România. Uh-huh. Apropo de măsuri de simplificare, tot așa la un moment dat se discuta apropo de companiile care sunt subiect de CBCR. Avem și acolo o metodă mai simplă pentru a determina acest impozit? Sau, da, sau beneficiază de o viață mai ușoară din perspectiva acestui impozit? Da, probabil ați sesizat că plafonul acesta de 750 de milioane este același care se aplică și în cazul raportării CBCR. Cumva regulile au fost gândite unitar în sensul în care să te poți baza pe aceste rapoarte CBCR în momentul în care faci calculul de Pillar 2. Într-adevăr, este o măsură de simplificare pentru primii 3 ani. 2024, 2025 și 2026, în sensul în care, dacă sunt îndeplinite anumite criterii, companiile să poată face acest calcul de Pillar 2 în baza rapoartelor și sumelor și informațiilor din rapoartele CBCR, fără a mai trece prin tot acest calcul complicat. Uh-huh. Nu știu, dacă ar fi să sumarizez scurta noastră discuție de astăzi, cred că aș rămâne cu ideea că faptul că în România avem o cotă de impozitare de 16% nu ne salvează automat. Nu ne salvează pentru că Pillar 2 se referă la o cotă efectivă de impozitare. Pe când 16% este cea nominală. Este cea nominală, într-adevăr. Și în funcție de anumite elemente, cota efectivă poate fi mai mare sau mai mică. De exemplu, dacă avem cheltuieli nedeductibile foarte mari, va crește peste 16%. Da. Nu ne salvează strict cota. La o primă vedere, într-adevăr, am spune că suntem în siguranță, însă calculul va trebui totuși făcut. Făcut. Ca al doilea element, aș spune că nu contează dacă la nivel de grup se face o analiză din perspectiva acestui impact. Trebuie să ne uităm și noi din punct de vedere local, că companiile la nivel local trebuie să-și facă un assessment, o analiză, dacă sunt cumva influențate, impactate de acest impozit și evident apoi trebuie urmărită cumva corelarea cu ce se întâmplă la nivel de grup și cu ce se întâmplă la nivel local. Și al treilea lucru care mi-a rămas în minte este că, deși pare că este un moment îndepărtat, în realitate, deja din trimestrul 1-2024, companiile care ar fi sub incidența acestui impozit trebuie să înceapă să se pregătească și chiar să-și înregistreze anumite sume în situațiile financiare. Da, trebuie să înceapă cât mai devreme. Da. Deja suntem... Deja este târziu. E întârziată treaba. Da. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, Florin. Cred că am avut o discuție foarte bună și sunt sigură că vom discuta din ce în ce mai mult despre acest impozit. Mulțumesc și eu și, într-adevăr, este doar începutul, să-i spunem așa. Mulțumim că ați fost alături de noi. Vom reveni cu episoade următoare din ce în ce mai interesante. La revedere!